Majoritatea consilierilor județeni s-au întrunit într-o ședință ordinară convocată printr-o hotărâre de Consiliu Județean, atacată și suspendată de prefectul județului Călăraș, Marian Stoica. Cu toate acestea, consilierii județeni s-au întrunit în sala de ședințe, unde au votat un nou președinte în persoana lui Ion Samoilă, membru PSD, și proiectele aflate pe ordinea de zi. În lipsa aparatului tehnic din Consiliul Județean, ședința a fost derulată ca la învestire, fiind condusă de cel mai tânăr și cel mai în vârstă consilier județean. Bună ziua, vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordați pentru o perioadă scurtă, dar spunem noi că ar trebui să fie hotărătoare și lămuritoare în ceea ce privește situația creată în Consiliul Județean. După cum știți, am făcut toate demersurile pentru a ne întâlni în ședința ordinară, care, după părerea noastră și conform legii, trebuie să clarifice toate problemele legate de intrarea în legalitate a Consiliului Județean. S-au încercat tot felul de exhibiții să ne întâlnim doar în ședințe de îndată din partea unor colegi ai noștri aleși. Eu cred că suntem în situația în care trebuie să arătăm că noi avem voință politică, dar ea trebuie să fie și o chestiune legală și trebuie să arătăm că doar au vrut să iasă în presă, au vrut să arate și arunce pe consilierii PSD că noi nu vrem să rezolvăm problemele și nu vrem să deblocăm situația cu rectificarea și cu transportul și cu celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi, dar încă o dată astăzi demonstrează că de fapt n-au avut și nu au această intenție de a rezolva problema, ci doar au vrut să rămână ancorați într-o putere care nu le-a acordat-o nimeni, pentru că conform legii, în situația vacatării postului de președinte, atributul este al Consiliului Județean de a desemna un președinte în cazul vacantării postului. Lucru care colegii noștri nu l-au dorit și nu-l doresc. Dar astăzi eu consider că trebuie să dăm dovadă de înțelepciune și proiectele care au fost, ordinea de zi care a fost aprobată în ședința pe care noi am convocat-o în 12 septembrie cu o ordine de zi, să o ținem astăzi, chiar dacă colegii noștri nu sunt de acord sau nu sunt prezenți. Colegii noștri care sunt lipsă și, normal, din PNL. Nu putem să spunem din PNL pentru că avem colegi prezenți din PNL și nu putem să generalizăm. Participă la această ședință un număr de 14 consilieri județeni din totalul de 21 de consilieri județeni în funcție la această dată. Declar ședința legal constituită, statutar. În atare condiții trebuie să intrăm în ordinea de zi. Așa cum am propus ordinea de zi pe care noi am propus-o în ședința extraordinară a fost validarea noilor consilieri, supleanților pe listele partidului care l-au desemnat, alegerea președintelui și hotărâre pentru rectificarea bugetară. Propun în completare pe ordinea de zi următoarele proiecte. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate al județului Călăraș, valabil până la 31.12.2021. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind
aprobarea regulamentului și caietului de sarcini ale Serviciului de Transport Public Județean de persoane prin curse regulate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Județean de persoane prin curse regulate. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județul Călăraș prin Consiliul Județean Călăraș împreună cu Spitalul de Pneumofiziologie Călăraș, Spitalul Județean de Urgență Călăraș Dr. Pompei Samarian și Spitalul de Psihiatrie Săpunar la proiectul Consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călăraș prin Consiliul Județean Călăraș la implementarea proiectului Sisteme de irigații cu panouri fotovoltaice accesibile, fiabile pentru Europa în programul Orizont 2020. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian și a cheltuielor legate de acesta. Propun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. Validarea suplianților și depunerea jurământului de către aceștia. Prin adresa numărul 601 din 1 septembrie am făcut răspuns la adresă care ne-a fost înaintată de către Consiliul Județean și avem următoarele propuneri pentru a fi validați. Ilie Marius Eugen. Cine este pentru? Următorul supleant este Ghiliciu Sorin. Cine este pentru? Se abține? Împotrivă cineva? În unanimitate, domnul Sorin Ghiliciu a devenit consilier județean. Vă invit să depuneți jurământul de credință. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bravo! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bravo. Da. În acest moment am mărit numărul consilierilor de la 21 la 23 și sunt prezenți cu drept de vot un număr de 16. Trece la punctul 2 al ordinii de zi și este legat de alegerea unui președinte al Consiliului Județean. Acum, pentru a edita buletinele de vot, vreau să faceți propuneri. Am eu o propunere, propun pe domnul Samoilă Ion, președinte al Consiliului Județean. Dacă mai sunt alte propuneri, constatăm că nu mai sunt alte propuneri, să facem buletinele de vot și votul să fie secret. Comisia de validare, având în vedere faptul că sunt mulți colegi care nu mai activează, vă propun să formăm de rândul celor prezenți o comisie de validare formată din trei consilieri. Președinte, secretar și trei membri. Președinte, secretar și trei membri. Deci din cinci. Cinci, da. Da? Alte propuneri.
Supuneți la vot pe fi, dacă nu stați de propunere, supuneți la vot pe fiecare funcție în parte. Președinte al Comisiei de Validare, domnul... Președinte, este nominalizat domnul Vasile Nedelcu. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, în unanimitate, domnul președinte, vă rog să luați loc la... Da, domnul Vârtejanu, care este de drept, cine a mai făcut parte din Comisia de Validare? Manole Sergiu. Da? Sigur. Domnul Gruiță Darie. Erau de drept, nu, dar acum o alegem comisia de ședință, da? Membru, da. Deci avem trei, Gruiță și... Pune secretarul, domnul... Și secretarul, pe Manole Sergiu. Secretar domnul Manole Sergiu și membrii... Spuneți-l la vot. Secretar domnul Manole Sergiu. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitate, Manole Sergiu este secretarul Comisiei de Validare. Și propunem trei, este domnul Vârtejanu membru și mai propunem pe domnul Gruiță. Și nu spuneți-l la voce pe aia în următor. Cine este pentru? Domnul Gruiță. Împotrivă, abțineri, domnul Gruiță este membru al Comisiei de Validare. Domnul Matei. Și domnul Matei, membru al Comisiei de Validare. Cine este pentru? Este de drept? Nu, da. Care era membru? Păi, am întrebat cine era în vechea comisie, că nu cunosc, da? Bun. Acum... Avem toată comisia. Trebuie să facem... buletinele de vot, trebuie să facem 16 buletine de vot, atât cât suntem prezenți. Propunerea de președinte. Trebuie aprobat. Trebuie aprobat la comisie. Președinte. Care președinte? Păi este votează, se votează secret. Domnul, se votează secret. Atunci, cu invitați comisia de validare, ca să putem să trecem. Păi, invităm. Buletinele de vot, ca să... Fiecare consilier județean, o să strigăm convocatorul, o să ia buletinul și injectă dreptul de vot. Deci, proces verbal al Comisiei de Validare. Noi, Comisia de Validare, formată din consilieri județeni, Nedelcu, Manole, Matei, Guriță, Vârtejanu, în urma votului secret pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Călăraș, a numărării voturilor, am constatat următoarele. Voturi totale exprimate 16, din totalul de consilieri în funcție, adică din 23. Voturi pentru 16, voturi împotrivă 0, voturi anulate 7. În concluzie, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul majorității consilierilor în funcție, îndeplinind condițiile pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Călăraș a domnului Samoilă Ion. Acum le vii pe domnul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș, așa să mi-ajute Dumnezeu. Bravo. Acum, din această calitate pe care mi-ați oferit-o astăzi, vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru încredere. Este o perioadă foarte, foarte scurtă, dar așa cum am spus și la început, ea era necesară pentru intrarea în legalitate a Consiliului Județean. Sper, în scurta perioadă, să nu fac dușmani, dar nu vreau nici prieteni. Prietenii i-am înainte să fiu ales în această funcție, dar sper să nu dezamăgesc și să fac lucrurile să funcționeze la parametrii normali, fără teamă, fără frică și fără căituiri, ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în Consiliul Județean.
Da. Eu vă mulțumesc și sper să nu vă dezamăgesc. Să intrăm în continuare în ordinea de zi. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pentru pe anul 2020. Nu sunt formulate amendamente. Dacă în plen aveți de făcut vreo sugestie legat de acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul numărul 3 a fost aprobat. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate al județului Călăraș, valabil la 31.12.2000, valabil până la 31.12.2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul numărul 4 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și caietului de sarcini ale Serviciului de Transport Public Județean de Persoane prin curse regulate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Județean de Persoane prin curse regulate. Cine este pentru? Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Da. N-a fost formulat niciun amendament până la această dată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județul Călăraș prin Consiliul Județean Călăraș împreună cu Spitalul de Pneumofiziologie Călăraș, Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian și Spitalul de Psihiatrie Săpunar la proiectul Consolidarea Capacității de Reacție la Criza de Sănătate Publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Călăraș prin Consiliul Județean Călăraș la implementarea proiectului Sisteme de irigații cu panouri fotovoltaice accesibile, fiabile pentru Europa în cadrul programului Orizont 2020. Să nu zic 2020. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C, D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian și a cheltuielor legate de acestea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Dacă la diverse vreți să completăm ceva sau să discutăm. Da. Deci este un pas înainte făcut astăzi de consilieri județeni. Responsabil, aș spune eu, pentru că, într-adevăr, astăzi am dovedit responsabilitate din partea multora dintre noi să intrăm în legalitate și, bineînțeles, să punem pe ordinea de zi proiectele rămase nediscutate și aprobate în ședința sau în ședințele care au fost ilegal convocate de către vicepreședintele Bal. Deci astăzi, într-adevăr, avem un Consiliu Județean, deci un președinte al Consiliului Județean ales legal și, bineînțeles, trebuie să funcționeze și să dea un tonus în continuare acestui Consiliu ca să nu mai rămână nimic nerezolvat pentru Consiliul viitor. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul Nedelcu. Dacă mai intervine cineva, imediat după finalizarea ședinței, o să facem toate demersurile pentru a înregistra
toate hotărârile pe care noi le-am luat astăzi, urmând a verifica modul în care să pun în aplicare.